Perioada examenelor poate fi extenuantă pentru unii copii și tineri, iar pentru alții se dovedește a fi chiar iritantă, mult prea apăsătoare. Prea mult stres poate crea dificultăți de adaptare, gânduri anxioase, furie, iritabilitate, nervozitate, sentimente de singurătate și astfel poate apărea eșecul, este constatarea organizației Salvați Copiii România. Specialiștii spun că cea mai bună abordare este de la egal la egal, în așa fel încât copilul să înțeleagă că și altcineva a mai trecut prin valul de sentimente, prin care și el trece. A fi părinte nu e o chestiune care o citești într-o carte, văd foarte multe cărți de parenting acum. Citești într-o carte și știi cum să reacționezi în orice problemă. E greșită abordarea asta. Da? Pentru că a fi părinte înseamnă o dinamică extraordinară. În fiecare secundă ești ca într-o zonă de război în care tu trebuie să rezolvi problemele tale, problemele familiei, problemele copiilor. O chestiune cu care ne mai confruntăm este atenția. Ei au nevoie de atenție foarte multă. Noi suntem foarte ocupați de telefoane, suntem foarte ocupați cu joburile și așa mai departe. Ei își cer atenția și atunci ei fac cele mai multe crize de tantrum sau crize de furie în momentul în care nu au atenția din partea părinților. O mare parte din adolescenți, de exemplu, nu învață pentru evaluări sau pentru bacalaureat prin prisma faptului că le place în mod inconștient ca părintele să vină să-i dea atenție. Dacă noi știm să coborâm acea treaptă de superioritatea noastră ca părinți și să le validăm emoțiile și să le traversăm împreună cu ei, e foarte important ei să știe că există cineva care traversează emoția odată cu ei. Da? Anxietatea e în regulă să o aibă. Dar dacă cineva o traversează chiar și verbal, da? Dar cât mai asertiv, alături de el, copilul acela vede anxietatea ca pe un lucru pe care el poate să-l ducă. Adică un obstacol pe care el poate să-l traverseze. De asta cred că mie îmi place partea asta de psihoterapie cu adolescenții, pentru că ei se regăsesc în mine prin prisma faptului că eu îi tratez la egal. Și în egală măsură eu le spun și o spun cu toată sinceritatea și eu mă regăsesc în ei. Și mi se pare fascinant ca după dublu vârstei adolescenței să poți să identifici acele emoții contextuale cu care ne-am confruntat și nu am știut, la mulți le spun, vai ce mi-aș fi dorit și eu să am psiholog la vârsta voastră, da. Pentru că reușeam să traversez mai bine anumite emoții. Dar eu le spun mereu, dar eu le traversez cu voi și pe mine asta mă ajută foarte mult. Și ei tot timpul zâmbesc pentru că își dau seama că în felul acesta eu îi simt și sunt la același nivel cu ei. Specialiștii mai spun că este bine ca părinte să eviți să menționezi nota pe care dorești să o ia, să fii prezent fizic lângă copil în zilele premergătoare examenelor și în acele zile, să nu ignori indiciile emoționale și comportamentale sperând că vor trece de la sine, să nu creezi presiune prin încurajări deghizate și excesive de genul sunt convins că o să te descurci, tu ești un băiat deștept, o fată deșteaptă, sigur o să faci față, toți copiii inteligenți reușesc, o să reușești și tu, ești cel mai bun, cea mai bună. O tulburare anxioasă netratată crește riscul în viitor pentru diferite probleme de sănătate mentală.